Până duminică 29 iulie, municipiul Câmpulung Moldovenesc va fi capitala folclorului bucovinean, găzduind Festivalul Internațional de Folclor Întâlniri Bucovinene, ediția 29-a. Participă sute de artiști, care evoluează în 33 de formații, reprezentând 5 țări din Europa. Este vorba despre Polonia, Ucraina, Republica Moldova și România. Autoritățile locale și județene au fost reprezentate de primarul Mihăiță Negură, anfitrionul festivalului, președintele Consiliului Județean Suceava Gheorghe Flutur, vicepreședintele Gheorghe Niță, consilieri locali și județeni. În această atmosferă a debutat parada costumelor populare cu buciumaș și grupul vocal instrumental Piatra Șoimului din Câmpulung Moldovenesc. Întreaga manifestare urmează să se desfășoare celebrând Bucovina. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, Mihăiță Negură, a salutat participanți și a invitat pe toți sucevenii, dar nu numai, să petreacă un weekend plăcut alături de artiștii din cele 5 țări. Vedeți și dumneavoastră atmosfera de aici, prezența conducerii județene, care este și partener la acest festival, prezența directorului Festivalului Internațional Întâlnirii Bucovinene, Kovalski Zbigniew, la Câmpulung Moldovenesc, pe perioada celor 3 zile, vor urca pe scenă peste 400 de artiști din cele 5 țări partenere. Vorbim de Ucraina, Polonia, Ungaria, Moldova și România. După cum ați văzut și în momentul când parada a venit către scenă, peste 33 de formații au făcut parada turului Câmpulungului Moldovenesc. Invit pe toți cei care tranzitează sau trec prin Câmpulung Moldovenesc să se oprească în zona centrală a municipiului pentru a vedea un spectacol de folclor unic chiar și în Europa. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a remarcat participarea numeroasă și buna organizare a festivalului. Aici, lângă Zimbru, care reprezintă Bucovina, Moldova, aș vrea să spun câteva lucruri. A 29-a ediție Întâlniri Bucovinene, în an centenar, a avut o paradă foarte frumoasă. Am avut onoarea să deschid alături de primarul Negură și de directorul festivalului, domnul Kovalski, această ediție care timp de 3 zile până duminică seara înseamnă capitala folclorului, că este aici în Bucovina, la Câmpulung Moldovenesc. Vreau să felicit pe toți cei care se pornesc de acasă în straie populare, care țin la autentic și la folclor și o spun de fiecare dată și nu e lucru de glumă. Există o ofensivă a modernismului pe care nu o putem opri. Dar avem obligația morală să încurajăm generațiile tinere să poarte haine populare, să perpetueze obiceiuri și datini populare, pentru că așa au făcut-o și înaintașii noștri. Astăzi este o astfel de acțiune aici la Câmpulung. Tradiții și obiceiuri din Bucovina. Și mai e ceva. Bucovina e o stare de spirit. Ați văzut diversitatea costumelor populare? Au fost aici parade din actuala Ucraina, din Polonia, de la noi, din sudul Bucovinei. Anii trecuți au fost aici și din Ungaria și din Slovacia. Acum am avut din Republica Moldova. Ce înseamnă prietenii fără graniță? Oameni care se vizitează și la nivel de familii. Își fac concediile unii la alții. Până la urmă am avut cu toții de câștigat. De aceea, unul din reperele unui an calendaristic este 27-29 iulie să-ți iei concediu să vii în Bucovina la întâlniri bucovinene. Mâine, a doua zi, vom avea întâlniri cu elite bucovinene, povești de succes, oameni realizați în lume, original de aici. Și vreau câțiva dintre ei să ne povestească cum au făcut. Și vreau ca cei de acasă, tineri în special, să-i poată folosi ca modele. De prea multe ori am spus
că n-avem modele, avem, dar poate sunt prea modeste și trebuie scoase în față. La mulți ani, Bucovina! Un moment emoționant s-a consumat pe scena festivalului în debutul concursului. În aplauzele publicului numeros, președintele Flutur i-a oferit distincția Meritul Bucovinei, celui care este director al festivalului de 29 de ani, Zbigniew Kowalski. Și vreau să-i acord domnului Kowalski distincția Meritul Bucovinei. O primiți de la mine, o aveți aici, este o distincție cu stema Bucovinei, foarte frumoasă, și vreau să vă mulțumesc pentru ce faceți pentru Bucovina. Primiți de la mine această distincție și aveți aici și diploma de onoare. Cu acest prilej, președintele Gheorghe Flutur, vicepreședintele Gheorghe Niță, însoțiți de primarul Mihai Țănegură, au trecut în revistă Târgul Meșterilor Populari, amenajat în parcul din centrul municipiului. Ei au admirat oferta bogată expusă, încurajându-i pe meșteri să ducă tradiția mai departe ca să diminueze expansiunea kiciului în arta populară.